Am înțeles. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la emisiunea Cu cărțile pe față. Zâmbesc pentru că am început deja discuția din această seară. Stăm de vorbă în această seară și dezbatem un subiect aprins. Vorbim despre faptul că sunt buzoieni care nu ajung la timp la medicul de familie, nu pentru că nu și-ar dori, ci pentru că nu au această asistență, pentru că dispensarul este gol prea mult timp. În această seară, invitată în platoul emisiunii, este doamna Angela Mazdrac, președintele Patronatului Medicilor de Familie. Doamna Mazdrac, bine ați revenit în platou. Bună seara! Vorbeam așa un pic înainte de a intra în emisiune și ziceam cum se treaba cu acești medici de familie, pentru că avem localități unde oamenii care au nevoie sunt destul de mulți, însă nu ajung suficient de des la medicul de familie. În urmă cu câteva zile, un reprezentant DSP a prezentat un raport din care reiese faptul că în Buzău avem 5 localități fără medic de familie, lucru pe care îl vom dezbate în această seară. De asemenea, trebuie să le precizez celor de acasă, doamnelor și domnilor, în după amiaza acestei zile am intervenit la DSP cu o rugăminte de a avea un reprezentant în emisiune în această seară, însă nu s-a dorit onorarea acestei invitații fără o justificare anume, ci doar faptul că nu poate să vină persoana care ține locul doamnei directoare în acest moment. Mi-ar fi plăcut să stăm de vorbă și cu un reprezentant DSP. Corect. Ce spuneți, doamna Mazdrag? Foarte corect. Și cu un reprezentant al Colegiului Medicilor. Așa care poate va explica foarte pe înțelesul dumneavoastră, că pe înțelesul nostru nu au reușit, cum au interpretat ei deciziile, decizia în baza căreia au dat aviz de funcționare unor medici în anumite localități din rural și chiar din urban. Acest raport despre care vorbeam spune așa. În 2013, asistența medicală primară a fost asigurată de 210 medici de familie, corect. 97 în mediul urban și 113 în mediul rural. Și fac o pauză și vă plasez discuția. Cum vi se pare acest raport, 97 versus 113? Disproporționat, pentru că ruralul este mult mai mare decât urbanul. Și atunci, și necesitățile de asistență medicală sunt mult mai mari în rural decât în urban. Vârsta oamenilor. Și vârsta și specificul și distribuția populației pe zone și densitate și ce vreți dumneavoastră. Totul indică faptul că acolo trebuie rural, să fie mult mai mulți medici. Mult mai mulți medici. Corect. În acest raport vă citesc. Dar vreau să vă spun următorul fapt. Că nu că sunt mai puțin medici în rural decât în urban ar fi o problemă. Problema este că s-a acceptat ca o parte din medicii care lucrează în rural să-și micșoreze programul de lucru în rural și să presteze o parte din această activitate în urban, în ideea că vor reuși să-și facă niște liste și cu timpul vor renunța la rural și vor rămâne în urban. Așadar, o migrație, ca să spunem așa, ușor, da, ușor, a fost o chestie măruți concertată, care a fost susținută temeinic de către Colegiul Medicilor, DSP și Casă. Este o discuție veche pe care noi o avem de luni de zile cu Colegiul, cu Casa și cu DSP-ul, pe o decizie mai veche, care între timp a fost modificată și datorită a ceea ce s-a întâmplat la Buzău și a discuțiilor pe care le-am avut cu Colegiul Național, personal mergând acolo și discutând cu domnul profesor Asterăstoaie despre această problemă, împreună cu Doina Mihăilă, președinta patronatului, și cu Rodica Tănăsescu, președinta societății, au făcut niște modificări în această decizie 17 ca să fie pe înțelesul tuturor reprezentanților de la nivel județean. Deși, la momentul la care această decizie 17 a apărut, în care se preciza că un cabinet poate să își deschidă un punct de lucru într-o altă localitate, cu condiția de a avea un angajat cu 35 de ore, eu am făcut o adresă către Colegiul Național în care am solicitat să mi se spună cum se împarte programul, care este formula prin care medicul respectiv, da, trebuie să-și calculeze câte ore prestează în cabinet și câte ore în punctul de lucru. Și ce înțeleg ei prin termenul de angajat? Răspunsul a fost prompt. Angajat înseamnă un medic,
activitatea în punctul de lucru nu poate fi făcută de către un asistent. Suntem în 2011 la vremea respectivă, 2014 acum. Și această activitate nu poate fi prestată de către un asistent. Este o discuție pe care, din câte știu, eu am mai avut-o aici în platou la dumneavoastră. Și după aceea, Casa de Asigurări Buzău a făcut și ea o întâmpinare către Colegiul Național, în care îi întreabă, este adevărat ce i-ați răspuns doctoriței Mazdran și patronatului? Și îi se răspunde, menținem punctul de vedere exprimat față de patronatul medicilor din Buzău și vă comunicăm că angajat înseamnă medic cu program de 35 de ore de lucru. Mai mult decât atât, Casa de Asigurări a marșat la ideea că nici măcar angajatul cu 35 de ore, respectiv asistentul medical, nu este nevoie să lucreze în acel punct de lucru. Uitați-vă, vă rog frumos, pe Unirii, sunt 4 cabinete, sunt 4 puncte de lucru a unor colege care lucrează în rural. 2 din Vernești, una de la Ghereseni, una nu mai știu de unde, care lucrează acolo, au program de lucru o oră, o oră jumate, 2 ore, nu știu să vă spun. Ce cabinet este ăsta? Și ora aia de lucru, ora aia de program pe care o prestează în Buzău, sau 2 ore, sau mă rog, cât prestează el acolo, este ruptă din programul pe care îl are în rural. Dacă în Buzău necesarul este de 68 de medici, necesarul este de 73 de medici. Suntem 68 existenți. Eram 68, pentru că la ora asta cred că suntem vreo 71 din socotelile pe care le-am făcut eu. La care se adaugă și medicii care lucrează la Policlinica Militară, la SRI, la Poliție, Buzău era acoperit și nu cred că există cineva din acest oraș care să spună că în vreun cartier lipsește medic. Sub nicio formă în Buzău nu există un cartier care să nu fie acoperit cu medic. În timp ce la țară sunt zone care nu au medic. Nu vorbim de existența medicului în acte, pentru că în acte avem medici în unele locuri. Da. Nu îi avem fizic, nu sunt la cabinet. Împărțiți populația județului... Nu mai avem nici cabinetele unde ar trebui să fie. Împărțiți populația județului Buzău. La 1800, așa cum prevede contractul cadru, și o să vedeți că este aproximativ acoperit în ceea ce privește medicii. Cifra optimă pe un cabinet este 1800. 1800 asigurați. Noi nu avem atâția asigurați. Deci 1800 de asigurați. Ori noi împărțim populația județului și asigurat și neasigurat la numărul de medici și constatăm un necesar de medici care ar trebui să fie. Nu este așa de mare, cum să zic eu, nu este o lipsă atât de mare de medici în județ. Însă sunt atât de prost distribuiți încât, efectiv, populația este înscrisă pe niște liste. Dar puteți să-mi spuneți cum un pacient de la Glodeanu Sărat ajunge la medicul lui de la Bozioru? Sau cum ajunge cel de la Bozioru la același medic la Glodeanu Sărat? Dacă știți să-mi explicați, cum ajunge un pacient din satul Văcărească al comunei Glodeanu Sărat, cum ajungea la Chilii? La medicul care gira un punct de lucru de la Chilii la Văcăreasca, pacientul trebuie să aibă acces la medicul de familie. El trebuie să aibă 5 ore minim de program a unui medic în cabinetul din comuna lui. Pentru că sunt oameni care nu pot face această navetă haotică, nu știu câți kilometri până în celălalt. Legea 95 îți dă voie să te înscrii la un medic la care dorești tu. Deci eu din Buzău pot să mă înscriu lista unui medic de familie din Brăila, din București, din Constanța, cu condiția să mă deplasez acolo, nu să vină doctorul la mine, cu condiția să-mi suport cheltuielile. Exact. Dar asta înseamnă eu și eu am pe listă pacienți din Sărulești, din Vintilă-Vodă, din... Și eu sunt înscrisă la București, așa da. Că... Dar asta înseamnă că persoana respectivă a înțeles, el știe, își face programare, își asumă. Dar când tu înscrii 1700 de oameni din Pănătău la Mărăcineni, pe lista unui doctor de la Mărăcineni, aia nu înseamnă voință. Sunt mai bine de 80 de kilometri pe care aia nu înseamnă voința unui pacient. Nu aia înseamnă neștiința lui și... Da. Aia înseamnă ceva. Acolo este ceva.
cineva care susține local, cineva care vrea să lase aceste lucruri. Cineva care are de câștigat. Și cineva care are de câștigat. Jonglări cu locațiile respective. Corect. Raportul spune așa. În raportul DSP figurează că neavând medic de familie, localități Racovițeni cu 1401 locuitori, Valea Salciei cu 795, Colți cu 1146, Pardoș cu 484 și Largul cu 1648. Prima întrebare, doamnă Mazdrag, toate aceste localități nu au medic de familie? Nu, este eronat. Voastră? Am să vă comunic din acest proces verbal, această listă pe care eu am semnat-o și pe care toată lumea acum o vântură spunând că este și cu acordul meu. Nu a fost cu acordul meu, eu am solicitat-o tocmai ca să am argumentul. Deci, la Racovițeni este doctorul Gavrilă Florescu Dragoș, care are cabinet în Mărgăritești și lucrează și în Racovițeni, unde nu are punct de lucru. De ce? Pentru că Mărgăriteștiul are populație mică și sporul de zonă îi crește. Și atunci, populația din Racovițeni, înscrisă pe lista din Mărgăritești, îi aduce un spor de zonă corespunzător satului comunei Mărgăritești. Așadar, domnul... Deci, racovițenii, pacienții din Racovițeni sunt toți înscriși pe lista, toți. Da. Presupun că aproape toți, pe lista doctorului Gavrilă Florescu Dragoș, de ani de zile. Ei nu au cabinet acolo. Așadar, acest Florescu Dragoș se duce probabil acolo într-o zi, două sau eu știu în ce program se va duce. Deși acest cabinet, acest sat ar fi putut fi foarte bine ocupat de un alt medic. Largul care și să cu Luciu. Stea mai mult timp acolo. Corect. Care Largul și cu Luciu. Este o altă discuție. Deci la Largul și la Luciu este un medic care a ocupat prin concurs postul de la Luciu. Da. Își schimbă din 2 în 2 ani sediu din Largul în Luciu și din Luciu în Largul, pentru că de fiecare dată este considerată societate nou înființată și în baza acestui fapt nu este penalizată pentru populația care, pentru persoanele pe care le are înscrise pe listă și care depășesc 2200. Așadar, este o, mică, este o modalitate prin care, de o mică fapt, fentă. O modalitate prin care, de fapt, această persoană beneficiază de niște scutiri comparativ cu ceilalți colegi. Este o discuție pe care noi am avut-o, nu mi-amintesc dacă anul trecut, cred că anul trecut, exact nu mai mi-amintesc, pentru că această poveste cu punctele de lucru, cu cabinetele, cu aceste găselnițe exact, și așa, exact. Se perinde de ceva timp, le-am tot discutat pe la Casa Națională, pe la Colegiul Medicilor, peste tot, pe la toți cei pe care unde puteau s-a putut să... vorbi și nu, ar fi nu, putut pe schimba. Unde existau factori de decizie care puteau să iau o măsură vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la Buzău, așa. Și mi s-a explicat, așa, și la momentul respectiv, medicului respectiv i s-a comunicat că nu mai pot să-i fac această schimbare de colo-colo, întrucât eu mă opun. Eu nu mă opun. Eu am constatat și am întrebat de ce, că așa putem să găsim și alți colegi care lucrează într-o comună vecină sau lângă comuna lor, au luat un sat din comuna vecină și și-au făcut o listă care să fie corespunzătoare, sunt și comune mici, într-adevăr, cu populație mai puțină și unde nu pot să-și facă, într-adevăr, listă. Dar atunci aș întregesc lista cu un sat vecin. Pentru că avem un telespectator pe fir. Alo? Alo, bună seara! Să rulăm! Bună seara! O întrebare am și eu. Eu anul trecut am fost bolnav de... Am avut 220 de zile de concediu. Da. M-am internat. Cine îmi dă mie în continuare concediu medical? Policlinica. Care e policlinica, domnule? Policlinica 23 august sau Policlinica Spitalului? Da, a fost, doamnă. Și nu îmi dă nimeni. Ce? Repetați, vă rog frumos, ce diagnostic? Doamna, a fost și nu îmi dă nimeni. Niciun ce diagnostic medical. Ați avut? Vă rog frumos să repetați ce diagnostic ați avut, că nu am înțeles exact. Da, eu am avut tuberculoză. Tuberculoză. 22 de zile. Deci pentru tuberculoză vă eliberează cabinetul de pneumologie din policlinică.
Doamnă, eu m-am internat acum, răspundeți mie, cine îmi dă mie concediu. Concediu de medical. Deci la externarea din spital, primiți concediu din spital unde ați fost internat, respectiv nu, de la... Nu mi-a dat nimeni, doamnă. Nu se poate. Păi, cum nu se poate, dacă se poate. Nu, nu se poate. Deci internat, mie nu mi-a dat niciun concediu medical. Mergeți și vorbiți cu medicul la care ați fost internat și sigur primiți concediu medical. Iar prelungirea se face prin policlinică în cabinetul de pneumologie. Da? Mulțumim. Bine, da. Vă mulțumim pentru intervenție. Așadar, doamna Mazdragă, mulțumim pentru precizarea pe care ați făcut-o. Ce-i drept, cred că uneori e vorba și de modul în care sunt oamenii foarte atenți la actele care li se dau la ieșirea din spital. De obicei, omul când este internat în spital, în momentul când se externează, pleacă în grabă, are grijă de bagaje, cine îl transportă, unde îl transportă și, în general, uită să meargă să își ia actele medicale, deși asta este responsabilitatea cadrelor medii din serviciul respectiv, care, în mod normal, cu o zi înainte trebuie să îi anunțe ce acte trebuie să își ia, la ce oră li se pot elibera aceste acte. Și de tot parcursul ieșirii din spital și ulterior. Corect. Întorcându-ne la discuția pe care o aveam, faptul că sunt permis astfel de chichițe... Vreau să revenim puțin la Valea Salgiei. Este și aici o poveste. Este o poveste mai veche cu această localitate. Nu știu exact care este starea, ce medic au la momentul actual la Valea Salgiei. Dar acolo a funcționat un medic căruia odată cu ceva ani în urmă i s-a dat o aprobare să se mute la Smeeni, deși în comuna Smeeni erau de doi medici care sunt ai comunei de ani de zile, cunoscuți de lumea de acolo. Și o mică paranteză vreau să fac la această poveste, este că, în general, în comunele în care sunt medici, care sunt de ani de zile, care sunt stabiliți acolo și care prestează o activitate de calitate, lumea, în general, nu pleacă după lista medicului respectiv, clar, să se mute clar pe lista unui medic nou venit. Acum, și eu, cu ani în urmă, când am terminat stagiatura și am ajuns în comuna Beceni, unde erau doi medici care erau ai comunei de ani de zile, eu prestam activitate și făceam consultații pentru cei care, mă rog, se grăbeau, care veneau din curiozitate să vadă ce se întâmplă. Nu aveam niște pacienți care să spun că veneau special pentru mine. Că în momentul în care, într-adevăr, la vremea respectivă s-a făcut un fel de împărțire a comunei pe cei trei medici, populația care a fost arondată cabinetului unde desfășuram eu activitatea s-a adresat cabinetului ăsta. Dar și la momentul ăsta este aceeași poveste. Deci, ce știu eu este că de acolo a venit la Smeeni, a stat 3 luni pe convenție, nu a reușit să-și facă numărul de pacienți suficienți încât să poată întreține un cabinet. Poate că în rural un 500 de pacienți nu este greu de făcut, dar 500 de asigurați este într-adevăr greu de făcut. Așa, și dar cu 500 de pacienți nu poți să întreții un cabinet, să-ți plătești toate dările, să-ți realizezi un salariu, să întreții cabinetul, să-ți plătești toate cheltuielile aferente cabinetului, nu este posibil. Deci sub 1200-1500 de pacienți nu se poate discuta. Și mai ales dacă nu ai nici specialitate și mai ești penalizat și 10% pentru faptul că nu ești medic specialist. Ce știu eu este că anul trecut am avut o discuție vis-a-vis de Valea Salciei, pentru că în județul Buzău s-a fixat o colegă venită din mai multe după ce a trecut prin mai multe județe și pe unde a avut probleme mari, a ajuns și în județul Buzău și a fost fixată la Chilii. Și atunci s-a găsit o formulă să îi se mărească lista, pentru că aceasta este o comună mică cu vreo 700 de locuitori sau 800, nu mai știu exact, să îi se dea și Valea Salciei. Eu m-am gândit, neștiind foarte bine geografia și județului, că din Chilii la Valea Salciei se ajunge cumva așa peste vreun deal. Adică este relativ aproape, sau știu eu... La îndemână pentru locuitorii din zonă, da. Așa.
Și într-o discuție pe care am avut-o cu conducerea spitalului, cu DSP-ul, cu casa de asigurare, am ridicat această problemă. Și am zis, bun, dar ce distanță e și cum se ajunge acolo? Nu. De la Chinii se venea la Buzău, de la Buzău la Râmnic și de la Râmnic la Valea Salcii. Deci era o poveste de nedescris. Iar populația din Valea Salcii sigur nu avea cum să ajungă. Bun. Povestea este așa. Există într-adevăr niște comune unde niciodată n-au fost doctori. Niciodată. Nici pe timpul lui Ceaușescu, când era mult mai, cum să zic eu, mai restrictivă această problemă, când primeai o repartiție, nu te puteai muta de acolo, așa, acolo nu au fost medici. Dar, la momentul ăsta, pot fi găsite niște soluții încât acei oameni să aibă și ei acolo un medic. Deci soluții se pot găsi. Și pentru această problemă, Ministerul și Casa Națională au înființat o comisie paritară. O comisie paritară formată din doi reprezentanți ai casei, doi ai DSP-ului, un reprezentant al colegiului, unul al organizațiilor patronale, asociații ce sunt, și unul al societății medicale, care trebuie să se adune și să stabilească necesarul de medici pe județ, necesarul de medici pe orașe, zonele care sunt defavorizate, zonele în care nu sunt medici, și în funcție de toate aceste date, după aceea să pună la dispoziția medicilor care vor să intre în contract cu casa ce oportunități au. Pentru a se instala într-o anumită zonă. Și unde pot ei să ajungă fără să aibă niște probleme, și unde ar putea să-și facă și listă, și unde ar putea să presteze o activitate. E, la Buzău această comisie nu a funcționat niciodată în viața ei, decât o singură dată într-un an se întrunește în momentul în care este necesar să se calculeze acel necesar de medici, adică populația județului se împarte la 1800, cifra optimă pentru un cabinet, și rezultă un număr de medici. Bun, dar și aici este o poveste. Populația județului, care populația județului? La recensământul din 2002 sau cât o fi fost cel de atunci, sau la recensământul din 2011? 11. La ce populație? La populația stabilă, populația pe care noi o găsim efectiv în teritoriu, sau la populația recalculată cu ce om avea noi plecați și străinătăți, mutați, nevalidați și nu știu ce. Cât de real este acest calcul până la urmă? Pentru că așa se pune problema. După ce cifre ne luăm până la urmă ca să ne dăm seama dacă acoperim corect? Deci eu am făcut anul trecut, după ce s-au publicat, în 2011, nu s-au publicat aceste date, în 2011 a fost recensământul și au fost anul trecut în august. În 2013, da. În august 2013 au fost publicate și au zis de astăzi sunt oficiale. Bun. Am cerut de la statistică această populație și am solicitat, pentru că la vremea respectivă eram președinta acestei comisii. Am să fac o paranteză și am să vă povestesc și de ce spun că n-a funcționat această comisie niciodată, pentru că toată lumea o să mă acuze și o să zic că ai fost și tu președintă. Da, am fost. Președintă, nepreședintă, important e cu ce povestesc. Am rămas după aceea. Povestea este că atunci am solicitat de la statistică populația stabilă a Buzăului să calculăm un necesar de medic. Mi s-a dat o listă. Ajung la casa de asigurări, se convoacă comisia, așa, nu este valabilă asta, s-a venit cu o listă de la 1 ianuarie 2013. Păi dacă recensământul a fost publicat în august 2013, de ce calculez eu un necesar după o listă de la ianuarie 2013? Eu nu calculez posturi de deputați și senatori, eu calculez un necesar de medici. Și am să vă explic și de ce. Pentru că, spre exemplu, la ora asta, în Buzău are cu vreo, să zicem, 10.000 de locuitori mai puțin. Deși sunt mult mai mulți decât atât, dar 10.000 de locuitori mai puțin. Împărțind 10.000 la 1.800, rezultă un număr de 7-8 locuri de medic în plus. Exact. Ăla vine, tu îi dai posibilitatea să intre în oraș, să se fixeze în oraș, dar el n-are populație. Și atunci ce face? Rupe din listele celorlalți, nu își face listă, dovadă că sunt medici nou intrați în localitate, care nu au putut să-și facă listă și și-au încropit listă, cum este situația unei colege, din Pănătău și Pogoanele.
Despre asta o să vorbim în partea a doua a emisiunii. Partea a doua a emisiunii o să ne explice de ce aceste zone au medicii de familie și la 80 de kilometri depărtare și vedem dacă s-a pus vreo soluție în discuție pe anul acesta și vedem și dacă mai avem dispensare unde să vină medici de familie. Doamnelor și domnilor, 3-4 minute de publicitate și ne întoarcem imediat. Doamnelor și domnilor, am revenit în platoul emisiunii, așa cum vă spuneam la început, doamna Angela Mazdrag, președintele Patronatului Medicilor de Familie, invitată în această seară. Dezbatem subiectul fierbinte, conform căruia n-am avea suficienți medici. Stăm și analizăm puțin lucrurile și ne dăm seama că am avea niște medici, dar nu știm să-i distribuim. Așa cum vorbeam, faptul că se permite ca pacienții să fie aici și medicul să aibă cabinetul la 60-70 de kilometri departare, nu mi se pare absolut deloc în regulă. Nu, cred... nu este legal, nu că nu este în regulă. Nu e nici legal, nu, nu e este nici legal. În regulă. Nu e în regulă din niciun punct de vedere, ca să spun este așa. O decizie a Colegiului Național care reglementează cum poate un medic să-și deschidă un punct de lucru într-o altă localitate, pentru că despre un alt cabinet nu se pune problema. Nu ai dreptul să ai două liste de pacienți, tu ai o singură listă și poți să ai un cabinet și un punct de lucru. Este o decizie, o decizie care n-a fost niciodată respectată la Buzău. Colegiul Județean a fost atenționat de Colegiul Național că sunt obligați să respecte în integritatea ei această decizie și în același timp a făcut precizarea că Patronatul Medicilor poate acționa în contencios și poate solicita desființarea acestor puncte de lucru. Eu nu sunt catanie și eu nu umblu în tribunale. Nu este treaba mea, este treaba celui care și-a pus semnătura pe aceste puncte de lucru, înființări de puncte de lucru. Am crezut că după această discuție, cei de la Colegiul Județean se liniștesc. Nu, dimpotrivă. Deși în cadrul Colegiului Județean s-a făcut o comisie, din care fac parte și medici de familie, pentru avizarea acestor puncte de lucru, înființării acestor puncte de lucru, avizele se dau în afara acestei comisii. Dovadă că unei colege care și-a deschis un cabinet în Buzău, deși, repet, Buzău este nu acoperit, este super acoperit. Dar, mă rog, n-are importanță. E unul plus sau un minus nu mai contează. Da. Așa. I s-a aprobat deschiderea unui punct de lucru și și-a făcut listă în punctul de lucru înainte de a avea cabinetul înființat în Buzău. Deci a funcționat în Buzău pe convenție de 3 luni, așa cum prevede legea, și lista din punctul de lucru era anterioară înființării cabinetului. Cabinetului. Așadar, este, este ceva inversă decât ar fi fost legal. Dar eu vă întreb și revin la această problemă. N-am nicio taină cu Pănătău și nici nu mă interesează această poveste, dar pentru că a ajuns așa o discuție la nivel național, eu vă întreb, acel primar care a solicitat un medic în comună, pentru că el vrea pentru locuitorii lui un medic, cum a acceptat el să vină un medic 3 zile pe săptămână? De ce 3 zile pe săptămână și nu 5 din 5? Nu 5 din 5. Și de ce nu 5 ore de cabinet și 2 ore de teren, adică 7 ore de program al medicului în comuna respectivă? Da, eu dacă sunt primar și vreau neapărat pentru locuitorii mei medic, eu asta îi solicit. După cum vă întreb, de ce în comuna Buda și mai nou că s-a luat acum și la Gălbinaș, cum își permite primarul din comună să găsească el un medic aiurea, trecând peste colegiu, trecând peste comisia paritară, trecând peste casă și îl aduce și îl fixează într-un fost punct de lucru pe care l-a avut, neavizat, fără niciun fel de acte legale, îi permite să-și facă, să-și deschidă un punct de lucru pentru că el în Râmnic n-a reușit să-și facă listă și în același timp îl ajută și în 2 zile îi înscrie 300 de oameni? Adică avem un soi de mini-afacere, așa. Deci este, pur și simplu, au ajuns pacienții un fel de, cum să zic de eu, de marfă manipulată. Da, de masă de manevră, nu-mi place de tine, iar pe ăla care l-ai în comună, care este de atâta timp, care face treabă, care nu a fost penalizat niciodată, nici de colegiu, nici de casă, căreia nimeni nu i-a făcut niciodată niciun fel de sesizare, îl ameninți să știi că eu îți reziliez contractul de comodat.
Pe ce medicul a ajuns la dispoziția primarului să-l dea afară din comună cât dorește? Chiar am ajuns să nu ne mai apere nimeni în acest județ? Da, drag, asta era următoarea întrebare. Cine ar putea pune punctul pe ei și piciorul în prag totodată în astfel de situații? Conducerea acestui județ. Deci acest județ are o conducere. Conducerea acestui județ, vi se pare, sau măcar ați avut vreun soi de înțelegere, ați găsit vreun soi de răspuns, s-a implicat? Niciodată. Ați cerut lucrul ăsta, ați avut demersuri. Care a fost răspunsul pe care l-ați primit? Deci a fost o emisiune întreagă la Mihai Bună Ziua, când subprefectul acestui județ a venit cu propunerea ca medicii de familie să lucreze sâmbăta și duminica benevol pentru că sunt prea multe prezentări în UPU și în urgență. Asta și e o idee creață din punctul meu de vedere. Purtătorul de cuvânt al prefecturii așa, a fost invitat la Mihai Bună Ziua, așa a încercat să explice. A fost o acțiune mai mare a primului ministru, care a delegat prefecții de la nivel județean să se ocupe de această poveste. În acest context am fost întrebată și eu despre ce este vorba. Și atunci, pentru că purtătorul de cuvânt a fost drăguț și m-a lăsat să vorbesc, eu le-am explicat toate aceste povești care vi le-am spus și dumneavoastră acum. Și toate actele și toate, explicându-i că am acte și hârtii cu care pot să probez că nu vorbesc așa ca să mă aflu în treabă și n-am niciun interes. Așa. Și atunci a zis că o să ne întâlnim și o să discutăm. Când au fost videoconferințele cu ministerul pe problema contractului cadru, am schimbat câteva cuvinte cu domnul subprefect și a zis imediat ce terminăm cu videoconferințele, ne întâlnim și punem lucrurile la punct. Nu am auzit, nu m-a chemat nimeni, nu am aflat nimic, nu știu absolut nimic. Am fost și am vorbit și la Casa Națională, din nou le-am explicat. Am fost la președintele Colegiului Național, i-am explicat, le-a trimis hârtii, le-a explicat. Pe plan local fiecare face ce vrea, pentru că Duța a fost cel mai cinstit dintre toți, deși mi-a fost cel mai antipatic din toți președinții Casei de Asigurări, a fost cel mai simpatic. A zis, domnișoară, ce să-ți fac? Sunt susținut politic. Și atunci am înțeles și eu că sunt susținut politic. Am fost și la urma urmei, populația județului Buzău nu este a mea. Eu fac tot ce pot eu omenește. Ține de dumneavoastră, să-i explic însă. Și să le explic oameni buni. Când vă înscrieți la un medic de familie, nu vă uitați ce vă spune nici primarul, nici popa, nici secretarul, nici nimeni. Uitați-vă și voi la ce scrie pe parafa lui, de câte ori vine, dacă îți dă un număr de telefon, dacă îl poți găsi la telefon, dacă ceea ce îți dă ca și tratament te satisface, dacă îți dă un sfat pertinent, așa se înscrie la medicul de familie. Exact. La medicul de familie te înscrie așa cum îți alegi și soțul, soția. Exact. Ca să trăiești cum cu el o viață. Așa dormi, nu te înscrii că a venit primarul și a zis gata, eu de mâine vă aduc un doctor și stă și la 3 zile, pleacă și vine altul. Și până vine altul și stă 3 zile și pleacă. Fără îndoială. Medic poți să fii și la Buzău și la Pănătău și la Cochirlanca și la... și unde vreți dumneavoastră. Poți să fii și în centrul Buzăului și să nu calce nimeni pragul. Fără îndoială. Trebuie să dovedești că ai o calitate ca oamenii. Încă o problemă care apare la Buzău. Preluarea de praxis. Preluarea de praxis înseamnă așa. Eu, începând de data de mâine, nu mai pot să lucrez pentru că am împlinit vârsta, mă mut Vari din localitate. Așa. Și atunci, eu trebuie, pentru o perioadă de timp, să asigur pacienților din această listă pe cineva care să poată să preia această activitate, cu obligația ca în timp de 6 luni acest medic să dea voie oricărui pacient de pe listă să se mute la un alt medic dacă dorește și dacă nu se acomodează cu el. Bun. Este o metodologie întreagă care pornește, iarăși o luăm de la colegiu. Colegiul, medicul respectiv face o solicitare la colegiul în care arată că vrea să predea praxisul. Colegiul este obligat să anunțe medicii cu care este în proximitate acest medic care își cedează praxisul. Care ar putea să preia. Exemplu, în Buzău, într-un cabinet 4 medici, unul cedează praxisul, normal, colegiul trebuia să informeze pe ceilalți 3 dacă este vreunul dispus să preia, dacă vor să împartă acel praxis între ei, dacă există o opțiune, se trece peste acest fapt, se trece și peste faptul că medicul care ceda praxisul găsește să-i preia activitatea, nu este specialist pe medicină de familie,
și acceptă lui să preia praxisul. În momentul când noi întrebăm, bine, dar nu este specialist, de ce i-ai acceptat? Da. Zice, are medic angajat specialist. Dom'le, dar pacientul este înscris pe, pe lista titularului, nu pe lista asigura, angajatului. Cel... Eu pot să, dacă eu nu sunt specialist, eu pot să-mi angajez un alt medic, este treaba mea că l-angajez, dar l-angajez să presteze un anumit tip de activitate, nu să facă activitate în locul meu. Așadar, asta e chiar să facă medicul de familie, medicina de familie funcționează cu medici specialiști, medici care au susținut examenul de specialitate și sunt confirmați de Ministerul Sănătății. Mai mult decât atât, cred că suntem singurul județ din țară în care un medic de familie a obținut titlul de specialist prin tribunal. Pentru că este o decizie a comunității europene că cei care au stat activitate înainte de 2007 sunt echivalați ca medici, ca și competență cu medicul specialist. Este competență, nu grad profesional. Gradul profesional ți-l conferă o comisie de examen și este, cum să zic eu, legifera printr-o hotărâre a Ministrului Sănătății, prin care ai și tu un număr acolo, că în baza ordinului numărul ai fost confirmat în specialitate. Nu se ține cont nici de chestia asta. La Buzău nimic nu are importanță. Totul este așa. Zice, și ce mă enervează cel mai tare nu este nici faptul că populația, că în fond și la urma urmei, ceea ce fac ei este că își bat joc de populația acestui județ. Este faptul că în final mai vin și spun și râzând. Știți, suntem colegi, trebuie să ne ajutăm. Păi ne ajutăm. Trimite-o să-și dea specialitatea și ne ajutăm. Asta voiam să întreb. Ce ajutor aveți? Dacă mâine vine un director de spital și pe mine mă pune să lucrez la, eu știu, într-una din secții și zice aici tu faci și acum că ești echivalată cu... Eu nu pot să prestez acolo. Eu lucrez într-adevăr în unitatea de prim urgență. Am o competență, dar fac acele servicii și acele acte medicale care sunt prinse în acea competență. Eu nu-mi depășesc competența mai încolo. Păi pentru asta există medicul de specialitate de pe secție, pentru asta există șeful de secție care este urgentist, pentru așa asta există... s-ar schimba între ei la nesfârșit. Am luat neurologul și l-am duce la stomatologie. Corect. Și stomatologul corect. La... Corect. La reumatologie și corect. Tot așa. Vă întreb un lucru, ce relație aveți cu DSP-ul? Adică există o comunicare din punctul nostru de vedere ok, pentru că... Deci eu comunic foarte bine cu oricine... Dumneavoastră, da, atunci haideți deci să... Deci eu sunt un foarte bun comunicator. Cum comunică ceilalți? Am... Pentru că eu am un raport care, conform listelor dumneavoastră, care sunteți mai mult decât în măsură să ne vorbiți despre medicii de familie, raportul ăsta e greșit, doamna Mazdrag. Nu e real, nu e ok. Și atunci stau și mă întreb. De ce deci, ca să vă explic cineva... un raport cu comisia aceasta de, cu DSP-ul, am să vă citesc o întâmpinare pe care DSP-ul a făcut-o către noi. Referitor la un cabinet, sper să o și am la mine. Sper să o și am la mine. Sper că n-am lăsat-o acasă. Deci este vorba despre un cabinet care funcționează în rural, a cărui titular este un medic, medic angajat cu normă întreagă a spitalului, care are la rândul lui angajat un medic școlar care lucrează în acest cabinet. Programul de activitate a acestui cabinet este de la ora 3 la ora 10 seara în rural. Nu are nicio zi de dimineață în care asistentele au un program de teren ceva cu una, o jumătate de oră înainte de program și o oră și jumătate după una, nu știu să povestesc așa, și în care ni se cerea un punct de vedere nouă patronatului. De ce este acest program care nu asigură tură de dimineață și este tură numai, numai după amiază? Și dacă mi se pare mie echilibrat acest program până la ora 10 seara? Eu, ca și patronat, nu am calitatea să analizez programul pe care și-l face un coleg. Dar legea spune așa, că tu ai dreptul să-ți fixezi programul în funcție de specificul zonei.
Sunt zone în care populația se scoală de dimineață, întâi își hrănește capra, vaca, găina, mătură, spală, face, da, drege, și de la ora 10 încolo merge la medic. Sunt zone în care omul se scoală de dimineață, întâi se duce la doctor, își face problemele, se duce la biserică, se duce la sfat, își rezolvă toate și după aia se ocupă de restul treburilor. Deci tu, ca și medic într-o comună, îți stabilești programul în funcție de cum știi tu că acolo populația se adresează acestui cabinet. Și în final și la urma urmii, după un timp de activitate, îți educi populația să vină la cabinet într-un anumit timp, într-un anumit program. Nu este treaba mea ca și patronat să spun dacă un cabinet are program echilibrat sau nu are program echilibrat. Nu este treaba mea ca și patronat să acționez în judecată niște colegi și să le desfințez eu punctele de lucru, pentru că alți colegi de ai noștri din colegiu n-au fost în stare să citească o lege. N-au fost în stare să ceară niște explicații. Pentru că în momentul când nu înțelegi o lege, te duci și ceri o explicație. Așa cum eu am cerut explicație și mie mi s-a dat explicație de la Colegiul Național, eu ca și patronat, așa cum Casa de Asigurări a cerut explicații și li s-a dat un răspuns, așa puteau să ceară și ei explicații și atunci nu erau în această încurcătură. Răspunsul lor a fost așa. Da, dar colegii noștri pot să ne dea în judecată pentru faptul că noi am interpretat angajat doctor și nu orice fel de angajat. Angajat poate să fie și femeia de serviciu care o ai. Da, dar poate să vină mâine, poi mâine sau în intervalul ăsta de 3 ani cât auditul poate să te controleze, poate să fie o schimbare de optică, da, națională, și atunci îți vine un control de la Casa de Asigurări, ei să impută banii, iar colegul respectiv se îndreaptă împotriva ta, pentru că tu mi-ai dat aprobare. Eu pot să mă duc la colegiul să cer orice vrea sufletelul meu. Colegiul este obligat să mă cheme, să verifice, să-mi citească legea și să mi-o expliciteze, că de-aia este colegiul. Să mă expliciteze, adică, și să spună dumneata, nu ai dreptul să faci cu tare. Oamenii pot veni cu fel de fel de solicitări, da, importante. Și am să vă explic și că așa trebuie să procedeze, pentru că cu mult timp în urmă, am făcut o pauză să-mi fie cacofonie, cu mult timp în urmă aveam un contract cu o întreprindere care avea mulți angajați și care vroiau să-și după ce s-au desființat dispensarele de întreprindere, vroiau să-și reînființeze un dispensar acolo. Și am făcut o cerere să mi se aprobe înființarea unui punct de lucru, tocmai în ideea ca programul ăla de activitate să fie legat de programul meu de cabinet. Și atunci colegii de la care erau la vremea respectivă în colegiu, respectiv doctor Ioniță și cu doctorul Aurelian Justin, m-au sunat la telefon și mi-au zis: măi, ce cer tu nu este posibil, pentru că nu se aprobă înființarea unui punct de lucru în urban. Deși legea nu spunea explicit că nu ai voie să înființezi. Spunea că se pot înființa puncte de lucru la distanță, la nu știu ce, la nu știu cum era, dar nu explicita în mod expres că nu ai voie. Deci atunci ar fi trebuit ca și ei să spună: mă, suntem colegi, lasă-o mă și pe asta să-și facă un punct de lucru. Să-și facă un punct de lucru, că vedem noi după aia dacă îi face cineva ceva. Deci nu așa se judecă lucrurile. Da, nu este vorba de concurență, că un singur cuvânt vă mai spun și după aceea răspund. Nu este vorba de faptul că ne temem de concurență. Nu ne face nimeni concurență, nu ne face concurență unul cu geanta pe umăr care zboară din cabinet în cabinet din două în două ore. Deci nu asta este concurența. Concurența este între ceea ce știi tu să faci și ce activitate prestezi tu și și rezultatele pe care tu le obții. Asta este concurență. Restul este înșelătorie. Așa se triază medicii, doamna Mazdrac. Se triază prin modul în care oamenii vorbesc după aceea despre ei. Prin modul în care sunt statornici oamenii pe listele aceluiași medic. Sunt convinsă că aveți pacienți de ani de zile care sunt la dumneavoastră, care au venit și cu restul familiei și care nu s-ar muta nici în capului. Și vreau să vă spun că am și pacienți care vin, se înscriu și după 2-3 luni migrează către un alt cabinet. A fost odată chiar o idee a unui coleg, noi avem o listă așa de discuții, și a fost o idee a unui coleg să punem pe listă fiecare pacienții ăștia care vin și după 3 luni, 4 luni se mută în altă parte sau la celălalt, pentru că este
Există o pătură de pacienți care într-adevăr migrează nu după calitate de act medical, după calitatea unui serviciu pe care el și-l dorește. Spre exemplu, el consideră că pe el trebuie să-l vadă neurochirurgul pentru o afecțiune pe care el și-o închipuie. Și dacă dumneavoastră nu-l îndrumați la neurochirurg? Dacă tu încerci să-i explici pe baza cunoștințelor pe care le ai și a experienței care o ai, că el nu are ce să caute la neurochirurg, că problema lui este în cu totul altă parte. Pleacă. El pleacă că este nemulțumit. Sau, din potrivă, se duce acolo, constată că într-adevăr ai avut dreptate, îi este rușine să se întoarcă sau se întoarce și spune, păi da, m-ați lăsat să mă duc la neurochirurg și eu eram de, eu știu, de endocrinologie. Deci așa, există și această, există categorie, această categorie, dar asta este valabilă în toată lumea. Deci aceste cazuri sunt întâlnite în toată lumea. Deosebirea este că acolo lumea medicală este interesată și discuții sunt, astfel de cazuri sunt puse în discuția tuturor colegilor și atunci se găsește o formulă ca toată lumea să vorbească aceeași limbă și toată lumea să aibă aceeași atitudine față de acești pacienți, care să fie îndrumați corect către ceea ce le trebuie și către serviciile de care au nevoie. Doamna Mazdragă, scurt și la obiect, ultimul minut din seara asta, spuneți-mi, vă rog frumos, credeți că există o soluție de rezolvare a acestor probleme în următorii 2 ani, să zicem, la Buzău? Să nu mai avem medicul de familie la 80 de kilometri, să nu mai avem comună fără medic? Problema asta se poate rezolva în timp foarte scurt. Cine poate toată să o rezolvă, doamna Mazdragă? Eu v-am explicat, conducerea județului. Conducerea județului. Ca să știu și este pe cine... Este singura în măsură să rezolve. Pentru că ea, această conducere a județului, poate să pună la aceeași masă toți factorii de decizie. Și să stabilească un traseu. Un toată legislația... Și în același timp are posibilitatea să ceară un punct de vedere oficial de la Colegiul Național, de la Casa Națională și trebuie să găsească o soluție la aceste probleme. Așadar, s-ar putea rezolva lucrurile doar dacă cineva ar pune piciorul în prag și foarte ar spune că trebuie să stați toți la eficient, aceeași masă. Foarte eficient, foarte repede și foarte elegant în interesul pacientului. Că este cazul să se pună piciorul în prag și să se rezolve odată aceste nereguli cu medicii de familie? Cum să vă spun eu? Tot ce am întreprins până acum și toate hârtiile și toate răspunsurile pe care le-am primit, le-am primit tocmai în interesul de a obține o asistență sanitară eficientă, eficient, sau cum să zic, o repartiție eficientă a medicilor pe în binele pacientului județ, și în binele pacientului și în sprijinul ca acesta să aibă, ca pacientul să aibă capacitatea de a se adresa într-un anumit interval de timp unui medic. Nu este posibil să ai 2000 de pacienți pe listă și să le acorzi 3 ore de program pe zi. Nu este posibil. Eu nu pot să asigur la 1500 de asigurați câți am eu pe listă, 1500 de asigurați, eu nu pot să le asigur în asta 20 de consultații, o ritmicitatea consultațiilor. Am mulți pe care îi văd fără să-i bag în registru, în evidență și în toate celelalte, pentru că altfel omul ăla rămâne fără servicii medicale. Este mai mult decât limitat, așadar nimeni nu ne poate spune că se acoperă tot necesarul cu aceste programe haotice. Doamna Mazdragă, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență în seara asta. Doamnelor și domnilor, mai multe răspunsuri cu privire la această temă. Sper să am în zilele următoare de la autoritățile locale care ar fi cazul să pună piciorul în prag. Vă las să urmăriți mai departe jurnalul de la TV Buzău. Sunt Ilona Duță și ne revedem mâine seară. O seară plăcută în continuare. La revedere!